Stimați cetățeni, dragi prieteni, ne aflăm în preajba sărbătorilor de iarnă. Mai avem puțin timp până când vom întâmpina un nou an. Acesta ne oferă un bun prelej ca să facem bilanțul activităților efectuate pe parcursul anului 2017 și să ne planificăm agendele, să ne trasăm obiectivele de activitate pentru anul 2018. Tragem linia unui an cu multă, multă muncă și rezultate pe măsură. În comun cu colegii mei din cadrul Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană, am reușit să realizăm și să promovăm interesele Republicii Moldova în ceea ce ține integrarea europeană, atât în plan național cât și în plan internațional. S-a reușit ratificarea multor acorduri care vin în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, atât în Republică cât și peste hotare ale țării. Aici mă refer la acordurile de asistență socială încheiate cu așa țări cum ar fi Germania, Turcia, celelalte acorduri care urmează să fie ratificate în prima perioadă a anului 2018 cu Republica Belarus, Italia, Israel, Federația Rusă și multe alte state. S-a reușit ratificarea acordului cu Uniunea Europeană în ceea ce ține asistența macrofinanciară, ceea ce este un indicator destul de pozitiv și ceea ce denotă că putem avea încredere în anul care vine, în partenerii noștri de dezvoltare, în forțele noastre. Datorită conlucrării, colaborării eficiente a Parlamentului în comun cu Guvernul, s-a reușit să se adopte un șir de proiecte foarte necesare întregii societăți. De asemenea, s-a reușit ca la nivel de comisie să organizăm audieri parlamentare pe multe domenii și din punct de vedere economic, agricol, politică externă și multe, multe altele. Am reușit multe, dar vreau să spun că avem încă foarte, foarte multe de făcut și în preajma sărbătorilor vreau să vă felicit pe toți și să ne dorim toți împreună să fim consolidați, să avem încredere unul în altul și să avem încredere în potențialul statului Republica Moldova. La mulți ani, dragi prieteni, vă doresc tuturor un an nou binecuvântat, cu bucurii, belșug și multă, multă sănătate. Fie ca familiile dumneavoastră să fie integrate, să aveți bucurie de la copii și de la cei dragi. La mulți, mulți ani!